Bună dimineața! Bine v-am găsit! Eu în locul vostru numai la horoscop nu m-aș uita pentru întâi mai, dar mă rog, fiecare face ce vrea până la urmă, mai ales că Marte a intrat în berbe, cum să vă spun eu vouă ce să faceți? Dar vă dăm așa o recomandare, da, o să vă uitați și la horoscop, poate așa de entertainment, oricum horoscopul zilnic e mai mult de entertainment din punctul meu de vedere și nu din punctul meu de vedere. Ce vă recomandați, ce vă distrați-vă astăzi, bucurați-vă de viață, pe unde sunteți, cum sunteți și lăsați nimicurile la o... lăsați -le la o parte. Da? Hai să ne uităm, astăzi avem un aspect pe cer, avem un care între Venus și Pluto, cheltuieli. Că, da, chiar dacă e întâi mai, probabil că mai sunt deschise niște magazine, niște supermarketuri, știți cum este, se mai întâmplă. Dar pot fi și foarte multe tensiuni, gen mergem la un grătar, să ne imaginăm această ipostază, a, așa cum a picat în timpul anul acesta înainte de Paște și ni se pare că partenerul, partenera se uită la altcineva, ni se pare că cineva se bagă în seamă cu noi, adică pot fi și momente din astea. Nu știu, nu iese fum fără foc, m-am mai spus, dar s-ar putea să fie mai mult în capul nostru și s-ar putea să fie mai degrabă de, de o luptă pentru putere și de o nesiguranță interioară mai mare. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, îți reamintesc că este horoscop teoretic general berbec. E, ție ți-a intrat Marte în semnul tău, Venus din casa a doua face care o cu Pluto, la tine e așa un fel de frenezie pe care nu o poți controla zilele acestea și până la urmă, ca să simți să că trăiești și tu, de ce nu până la urmă? Poți să și cheltuiești bani, o să și cheltuiești, o să te mai și cerți, o să, o fie așa pus pe șotit permanent, dar până la urmă trebuie să te bucuri de viață. Mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Tauri, dar nu se o să tău, face, care e o plutul. Doamne, ferește să spună ție cineva astăzi ce să faci, sau să ți se dea impresia că nu ai atenția totală a celorlalți, că imediat vei interveni și te vei supăra, așa precum un copil. Deci la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. E o zi bună pentru tine să știi, pentru că Uh, te bucur de prezența altor persoane, până și vecinii pe care îi vezi. Dacă te duci la un magazin deschis, până și oamenii de la coadă îți plac acolo, poate și rude și prieteni, vă scrieți. Astăzi e, e așa, un soi de petrecere și pe cer, nu doar în, în sărbătoarea noastră de 1 mai. Mergem acum, iată, la RAC, sau cei cu ascendentul în RAC. Um, cum aș putea eu să-ți spun? Um, tu ai intenții bune, foarte bune, cele mai bune, recunoaște doar că ceilalți nu sunt de acord cu tine 100%. Da, tu vrei să le gătești ceva, dar ei îți vor zice, da, gătești pentru noi sau că îți place ție să gătești felul respectiv de mâncare. Sau vrei să mergem să călătorim într-un locul ăla, dar tu ne manipulezi pe noi că ne place nouă, dar de fapt îți place ție. Încercați să vă dați seama ce forțați în viețile celorlalți. Mergem la leu sau cei cu ascendentul în leu, nu stați pe acasă, plimbați-vă astăzi cât vedeți cu ochii, chiar și până, până într-un parc, da, dacă n-ați călătorit, n-ați plecat pe undeva. Mișcați-vă, mișcați-vă, întâlniți-vă cu oamenii, nu stați pe acasă. Aveți nevoie de multă mișcare asta, să știți. Și dacă nu reușiți să nu știu, poate nu vă simțiți bine astăzi, mi-ar să cred că toți se simt bine, dar mai sunt și oameni, că na, sunt mulți lei pe planeta asta. Călătoriți cu gândul, puneți-vă un documentar și uitați-vă cum arată Egiptul, cum arată o țară îndepărtată. Mi-a venit Egiptul că ale mele colegii de la AstroSens discută des în ultimul timp de perioadele alea. Mergem acum iată la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Uitându-mă la voi în hartă, am în vedere următoarea situație. Um, Discuțiile despre eu sunt mai deștept, eu am dreptate, eu știu mai bine, dar cine te crezi tu, de ce îți dai atâta importanță, vă vor face mult rău. Și dacă reușiți să stați departe de ele și să nu, vă, să nu luați nimic personal, e perfect. Veți avea o zi mult mai bună. Vă la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. E o provocare pentru unii dintre voi, pentru cei care astăzi, să zicem, sunt mai singurati și mai solitari, da? Va fi o zi foarte provocatoare pentru că aveți nevoie de interacțiune Și interacțiunea nu trebuie să fie una, nu știu, să vă viziteze un prieten Dar poate ieșiți undeva, găsiți un loc deschis unde beți un cappuccino cu cineva Beți un suc, unde vedeți un câine, unde vedeți o pisică, unde ieșiți în parc, vedeți oameni Bucurați-vă de viață și cei care nu aveți cu cine, dar și cei care aveți cu cine Uf, Nu sună asta Toți deci la scorpion sau cei cu așinetul în scorpion Sunteți ochi și urechi la partener Efectiv, dacă partenerul zice să faceți ceva, voi faceți astăzi. Sunteți, vreți să-i faceți pe plac, ori ați greșit în ultimul timp, ori efectiv vreți să obțineți ceva de la partener. Cum sunat. Aveți voi un interes acolo cu siguranță. Mergem acum la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Astăzi vreți să fiți utili și vreți să fiți util pentru mai multe persoane. Vă veți trezi în anumite situații în care aveți mai mult timp pentru unii și mai puțin timp pentru ceilalți și să apară discuții, da? Dar important e să vă simțiți voi bine în pielea voastră. Restul nici nu mai contează. Deci, la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, um, unii dintre voi uh, veți avea această dorință de a petrece mai mult timp cu copiii voștri, indiferent că sunt mai mici sau mai mari, perfect. Cei care, de exemplu, au o zi liberă și n-au -au copii, Acestora le recomand să-și aducă aminte cum e să fii copil. Poate în copilăria lor au folosit un grătar, poate în copilăria lor de 1 mai au vizitat o localitate. Căutați activități din astea neînsemnate pe moment, dar care vă sprijină cu adevărat. Mergem acolo la Vărsător sau cei cu accidentul în Vărsător. E o zi cu foarte multe pe farfuria voastră, cum se zice, foarte multe în cap, zăpăceală. Uh, Fluctuații, trebuie să vă adaptați. Uh, Gândiți-vă că Pluto e semnul vostru, Venus din Casa 4 face care o la Pluto. Aveți în vedere totuși să nu scoateți fire albe membrilor din familie sau să nu-i lăsați nici pe ei să vă scoată mă, o fire albe. Deci, la Pești sau cei cu ascendentul în Pești e una dintre acele zile în care s-ar putea să puneți punctul pe ei, să spuneți adevărul. Chiar dacă oamenii din jurul vostru nu vor să audă adevărul, o să vă coste, dar aveți impresia că dacă, dacă nu scoateți asta din voi, nu e ok, nu, nu, nu ajungeți nicăieri. Să vă priască recomandările mele, să vă priască ziua și să ne auzim cu bine mâine.